Crucea Roșie, filiala Călăraș, a donat 70 de ghiozdane copiilor care provin din familii cu dificultăți financiare. Ghiozdanele au ajuns la elevii școlilor numărul 6, numărul 7 și numărul 9 din municipiul Călăraș și la școala din comuna Ștefan Vodă. Mai multe amănunte despre acțiune primim de la Aura Giurgă, director Crucea Roșie, filiala Călăraș. Bună dimineața! Noi suntem de la Crucea Roșie Călăraș și așa cum v-am promis acum vreo două luni, v-am adus în dar niște ghiozdanele. Da. Fiecare ghiozdan are numele vostru pe el, fiecare cu numele lui, și în ghiozdan veți găsi o scrisorică de la cei care au achiziționat acest ghiozdan. Fiecare dintre voi va primi o scrisoare special făcută pentru viitorul deținător al ghiozdanului. Nu-l deschide acum. Ba, da, acum? Astăzi am adus 70 de ghiozdane donate de firma Sanofi, România. Ghiozdane care conțin măști de protecție, dezinfectanți, rechizite, foarte multe dulciuri și ce este foarte important, că fiecare ghiozdanel este personalizat. Fiecare copil are o poveste, am ales copii cu povești și au primit scrisori din partea celor de la Sanofi, personalizate, fiecare cu povestea lui, fiecare cu scrisoarea lui și fiecare cu urările pe care le-a primit. Toate sunt urări de încurajare, de bine, să învețe mai bine și noi apreciem foarte mult gestul lor. Este a doua oară când aduc ghiozdane la noi în Călăraș. Am ales astăzi școala Constantin Brâncoveanu, 6 și 9, școala 7, care aparține de Carol I, și școala din Ștefan Vodă. Le-am împărțit pentru că așa copiii cu nevoi sunt peste tot în județ, dar pentru prima parte am adus în aceste trei școli. Când or mai veni, dăm la alte trei școli, că așa e frumos să dăm la toată lumea. De data aceasta, câți copii au beneficiat în total? În total sunt 70. Aici am dat 25. Vor mai fi încă 30 la școala din Ștefan Vodă, restul la școala 7.